De-a lungul timpului, ți-am prezentat pe acest canal tot felul de posibilități investiționale, ți-am arătat portofoliile mele, rezultatele pe care le-am obținut și lucrurile foarte bune care s-au întâmplat în viața mea în ultima perioadă. Însă să știi că nu întotdeauna lucrurile au stat atât de roz cum sunt astăzi. Pentru că tu astăzi vezi doar rezultatele bune pe care le obțin în urma unei munci de 7, 8, 9 ani pe care am făcut-o. Tocmai din această cauză, astăzi, aș vrea să discutăm despre banii pe care am pierdut în această lume investițională, pentru că nu întotdeauna am avut această experiență pe care o am astăzi. E bine, să știi că povestea mea începe încă de devreme, în momentul în care nu știam că pot să investesc în piețele financiare. Știam doar că pot să devii antreprenor și, după cum poți observa deja, mare parte dintre români își dorește să fie în această lume antreprenorială. Lucru pe care mi l-am dorit și eu, adică să nu crezi că eu sunt cu totul diferit de oamenii din jurul tău și eu mi-am dorit și încă îmi doresc să fac parte din această lume antreprenorială. Și așa am început. Prima dată am început un blog, un blog în care scriam despre pasiunea mea și anume telefoanele mobile. La momentul acela respectiv, undeva pe la 20 un pic de ani, am început să fac un blog unde discutam despre telefoanele mobile, prezentam anumite telefoane, anumite produse, știri din domeniu și lucruri de acest gen. Doar că nu era foarte profitabil, adică eu depuneam o cantitate de muncă foarte ridicată și banii pe care îi primeam la schimb nu erau foarte mulți. Și atunci, chiar dacă eu nu am investit foarte mulți bani fizic din banii mei, am investit foarte mult timp pentru a dezvolta această, acest blog. Mai, mai mult decât atât, am avut și doi angajați pe care îi plăteam în fiecare lună, chiar dacă nu cu sume foarte mari de bani, dar banii plecau de la mine. Și eu nu mi-am recuperat niciodată acei bani, pentru că banii din acest blog nu erau foarte mulți, banii aceștia pe care îi primeam. Și atunci sumele de bani pe care le-am pierdut în acest blog, chiar dacă nu sunt foarte ridicate, au creat în mine o oarecare reticență când a venit vorba de a deveni antreprenor. Dar să știți că nu m-am lăsat. Adică am continuat să încerc să devin antreprenor și am continuat în modul clasic. Cum anume, vânzând produse pe internet. Din nou, am construit un site de la zero. Un site de produs de data aceasta, unde vedeam diferite produse pentru telefoane. Da? Deci dacă inițial am început cu un blog pentru telefoane, apoi am început să vând accesorii pentru telefoane. Am depus niște sume de bani destul de interesante pentru vremea aceea, undeva la 2000-3000 de lei, pentru a cumpăra produsele fizic. Și în momentul în care am început să dau drumul vânzărilor, vânzările au întârziat să apară. De ce? Pentru că eu nu aveam experiență în marketing și în vânzări. Și atunci, din cauza faptului că nu aveam experiență în marketing și în vânzări, în vânzările nu au apărut. Adică aveam vânzări sporadice, vânzări foarte mici și site-ul a dat kicks. Magazinul meu online a dat kicks. Și am zis, ok, bun. Nu mă pricep la marketing, nu mă pricep la vânzări. Cum aș putea să fac aceste vânzări fără să mai am nevoie de marketing și fără să mai am nevoie să fac promovarea produselor? Și metoda cea mai simplă prin care poți să faci acest lucru este să vinzi prin Amazon. La momentul acela nu se putea vinde produse prin EMAG. Asta se poate, atunci nu se putea. Și am început să fac vânzări prin Amazon. Am făcut private labeling, am cumpărat un curs care să mă învețe cum să fac aceste vânzări pe Amazon, cum să dezvolt produsul, cum să-l trimit la Amazon cum să setez prețul produselor, cum să fac campaniile de marketing pe Amazon ca în momentul în care dau drumul produsului să se vândă în mod accelerat și să se vândă profitabil. Și așa am făcut. Am luat un produs, l-am dezvoltat, am făcut marketing pentru el, l-am trimis la Amazon și vânzările au început să apară. Vânzări care toate erau profitabile. Adică nu mă înțelege greșit, vânzările erau profitabile. Am investit o sumă de aproape 10.000 de euro pentru că ai nevoie să cumperi un stoc destul de ridicat, astfel încât Amazon să nu rămână fără stoc în momentul în care vin comenzile. Și lucrurile mergeau. Lucrurile mergeau bine. Doar că la momentul acela Amazon avea foarte multe costuri ascunse, costuri pe care nu le puteai previziona încă de dinainte. Și asta a determinat ca acest business pe care îl dezvoltasem să nu fie profitabil pentru mine. Pe lângă asta, Amazon îți trimitea facturile la 3-6 luni distanță de momentul în care tu aveai nevoie de ele. Lucru care, din nou, pentru o companie din România nu se poate. Adică în România trebuie să înregistrezi facturile în fiecare lună. Amazon nu este conștientă de acest lucru, ba mai mult decât atât nici nu interesează de, de, acest lucru și trimitea facturile foarte târziu. E posibil ca astăzi să se fi schimbat lucrurile. Nu știu pentru că astăzi eu nu mai am un magazin pe Amazon, nu mai știu cum funcționează lucrurile, însă la momentul acela lucrurile stăteau foarte, foarte rău și mi-am luat o gaură de 8000 de euro. Da, am investit 10.000 de euro, am scos înapoi 2.000 de euro, o gaură destul de mare. Mi-am luat lecția, mi-am învățat-o și am zis ok, nu o să mai vând pe Amazon, cel puțin în următoarea perioadă. Dar am rămas în continuare în această lume investițională privată. Da? Deci în această lume investițională privată și am făcut un parteneriat cu unul dintre prietenii mei cei mai buni să vindem accesorii pentru bărbați pe internet. Nu o să dau numele site-ului pentru că nu este relevant. Între timp, am și vândut acest business. Acest business, să știți că a funcționat destul de bine, cantitatea de bani cu care am venit în acest business nu a fost foarte ridicată, pentru că stocurile erau deja construite, exista o campanie de marketing care rula deja, eu doar am venit să suplimentez ceea ce se făcea bine deja. Doar că, după ce eu am intrat în acest business, partenerul cu care eu colaboram la momentul respectiv a considerat că eu ar trebui să preiau toate atribuțiile. Lucru care nu se poate întâmpla. Adică, ok, eu am venit ca și partener în acest business. Partener înseamnă că eu fac o parte din muncă, tu faci o parte din muncă. Nu să preiau eu tot. Pentru că dacă preiau eu tot, înseamnă că îmi dai mie tot businessul. Da? Și nu am reușit să ne înțelegem. El a considerat că trebuie să preiau eu tot, să preiau toată munca și am fost nevoit să vindem businessul. Mai atenție, deși era un business profitabil, un business care funcționa, care încă funcționează. Deci, adică businessul încă funcționează și vinde în continuare produse pe internet, vinde chiar și pe EMAG, doar că nu am putut să-l gestionez eu. De data asta nu am pierdut bani în sine, pentru că businessul producea bani. Am pierdut timp și energie și o relație cu un prieten. Da? Deci în lumea aceasta investițională, mai ales în lumea investițională privată, nu întotdeauna pierzi doar bani. Se întâmplă să mai pierzi și relații. Și uneori sau de cele mai multe ori se întâmplă să pierzi timp. Cam de fiecare dată, Până în momentul de față, eu am pierdut foarte mult timp dezvoltând aceste business-uri. Doar că, în paralel cu acest business, eu am început să mă educ din punct de vedere financiar. Pentru că, în școală, în familie, la mine nu se discuta despre educație financiară. Și am început să învăț. Eu trebuie să recunosc că m-a introdus în această lume financiară fosta mea soție. Sub, sub pretextul că a trebuit să ne întâlnim într-o seară la Piața Victoriei ca să ieșim la un restaurant. N-am ieșit la restaurant, ci am mers la un curs despre educație financiară. La momentul acela se țineau cursurile live, pentru că se întâmpla înainte de pandemie. Și eu am mers și am început să învățăm despre educație financiară. Bineînțeles, după acest curs introductiv am făcut niște cursuri de specialitate, în care am învățat să dezvoltăm portofolii investiționali. Doar că după acest curs mai avansat, eu am făcut ce face majoritatea oamenilor când vine vorba despre investiții. Și am zis că vreau să amân. Adică nu mă apuc, deși eu cunoșteam, știam cum se fac investițiile, aveam cunoștințele și abilitățile, înțelegeam cum se întâmplă lucrurile, doar că am zis nu, e prea riscant, nu o să mă bag, o să las pe alții să facă aceste investiții pentru că eu nu vreau să mă risc. Ei bine, fosta mea soție nu a ales să nu fac același lucru pe care l-am făcut eu. Ea a ales să înceapă să investească încă de la început. Și a început să facă investiții, mare atenție, fiind profitabilă. După un an de zile, recuperase banii pe care îi deduse pe cursuri, recuperase banii pe care îi investise în toate portofoliile investiționale, era pe plus și mergea bine. Și într-o seară, mai timid așa, îmi spune, uite Cristi că sunt profitabilă pe toate portofoliile și merge foarte bine cu ceea ce am început anul trecut. Și cum e posibil așa ceva? la momentul acela eu consideram pe fosta mea soție haos cu picioare. Zic, mă, cum reușești tu, fiind haos cu picioare, să obții rezultate pozitive în această lume investițională? Și mi-a arătat portofoliile și, într-adevăr, era profitabil. am Zis, ok, minunat. Înseamnă că fac eu ceva greșit. Ce am făcut? După ce am văzut aceste randamente foarte interesante din portofoliul soției mele, am refăcut cursul. Da, am mers la băieții cu care făcusem cursul inițial și am zis mai vreau să fac o dată cursul Am refăcut cursul, am început să uh, tranzacționez, să fac investiții pe conturi demo, să mă obișnuiesc cu, această, cu acest obicei Și la un moment dat, după 3 luni de zile, am început să investesc, doar că eu am ales să fac aceste investiții cu sisteme automatizate Sistemele automatizate obțin randamente pozitive din prima zi și eu reușeam să obțin niște rezultate foarte, foarte mari. Adică obțineam uh, procente de 10-11% în fiecare lună din investițiile pe care le făceam. Procente foarte, foarte mari. Procente care nu mai erau întâlnite la momentul respectiv la niciunul dintre cursanții, oamenilor cu care eu lucram. Și în momentul în care fosta mea soție a văzut aceste randamente foarte mari, ea mi-a dat și portofoliile ei. Astfel încât, la momentul acela, eu gestionam toate portofoliile. Și investiția inițială a fost undeva pe la 15.000 de euro și am ajuns în câteva luni să dublez portofoliul. În speță, în 10 luni am ajuns de la 15.000 la 30.000. Problema este că, la un moment dat, am divorțat. Și în momentul în care am divorțat, știi cum e la divorț, se împarte totul la jumătate. Și a trebuit să împărțim și portofoliul investițional. La momentul acela trebuie să luăm acest portofoliu de 30 de mii, să-l împărțim în două, jumătate la jumătate la mine. Asta nu este marea problemă. Marea problemă este că în momentul în care eu am văzut portofoliul la jumătate, am zis vreau să recuperez repede banii ăștia. Și în momentul în care tu vrei să îți păstrezi nivelul de risc, dar ai bani mai puțin cu care să gestionezi acest, acest nivel de risc, înseamnă că tu trebuie să vii cu cunoștințe superioare. Cu abilități superioare. Eu eram la același nivel de cunoștințe și abilități. Da? Deci nu crescusem. Eram tot acolo doar că crescusem riscul. Și ce se întâmplă în momentul în care screști riscul și nu screști nivelul de cunoștințe și abilități? Păi dai cu bat. Ceea ce am făcut și eu. Mai atenție, deși eu eram susținut la momentul respectiv de un mentor care mă suna și îmi spunea, Bă Cristi, ce faci? Ce se întâmplă acolo? Eu obțineam randamente foarte mari. Adică crescusem riscul, dar nivelul de cunoștințe și abilități era la același nivel. Și omul acesta m-a sunat și m-a întrebat: Vă, ce face acolo? Vezi că dai cu băț în baltă. Și eu mi-am dezvoltat aroganță. De ce mi-am dezvoltat aroganță? Pentru că eu obținusem în trecut rezultate foarte bune. Și aroganța este foarte periculoasă. Și spuneam, ce te bași tu? Tu ești gelos pe rezultatele pe care le obțin eu. Și vrei să obții rezultate mai mici. Și omul a zis, ok, nu mă mai bag, te las pe tine să faci ce vrei. Ce am făcut? Păi, am dat cu bățul în baltă. Fix cum mi-a spus el. Mare atenție, din cauza aroganței mele, nu din cauza foste mele soții, sau fost din cauza fostului meu mentor, da? Deci nu ei sunt de vină, eu sunt de vină 100%. Și în momentul în care am pierdut banii aceștia, a trebuit să pun pauză, pentru că deja eram haos. Lucrurile nu se mai întâmplau cum doream eu, trecusem printr-un divorț, adică din punct de vedere emoțional nu eram la cel mai înalt nivel. Și am zis ok, pun pauză și îmi refac planul și în momentul acela am refăcut planul pentru următoarea perioadă. În urma planului pe care l-am făcut pentru mine, rezulta că în 3 ani o să ajung mai bine decât am fost în momentul în care am pierdut toți bani. În realitate, s-a întâmplat acest lucru în mai puțin de 2 ani. De ce? Pentru că eu deja aveam cunoștințe și abilități la un nivel foarte ridicat și am putut să gestionez portofoliile mult, mult mai simplu. Și în momentul de față am portofolii investiționale atât în piațele bursiere pe acțiuni, cât și în, pe piețele Forex, folosind sisteme automatizate, cât și pe bursa locală, făcând replicarea indicelui B. Adică astăzi am capacitatea să gestionez mult mai bine portofoliile pentru că am experiența necesară. Experiența pe care eu o am astăzi, nu am primit-o peste noapte, da? deci fi cu mare băgare de seamă că această experiență, nu a venit la mine de la o zi la alta. Am prins această experiență pe o perioadă foarte îndelungată de timp. Tocmai din cauza aceasta, astăzi eu vin către oameni cu cursuri care sunt inspirate din experiența mea. Astfel încât oamenii care învață de la mine să nu facă greșelile pe care le-am făcut eu. Cât de repede învață oamenii aceștia de la mine este în funcție și de nivelul tău de astăzi. Pentru că sunt oameni cu care am discutat două ore și am pus la punct portofoliul investițional. Două ore. Doar că oamenii aceștia cu care discut doar două ore au deja un nivel de cunoștințe destul de ridicat. Eu mă văd cu ei doar să stabilim planul exact. Da? Ne întâlnim două ore, punem toate lucrurile pe hârtie, facem o prognoză și apoi doar ne apucăm de treabă. Da? Sunt oameni cu care discut mai mult de două ore, sunt oameni cu care discut 10 ore ne întâlnim 10 ore, astfel încât să punem bazele și ei să poată singuri să ia decizii conștiente când vine vorba de investiții. Sunt oameni cu care trebuie să stau mai mult de 10 ore, sunt oameni cu care stau 20 de ore, pentru că trebuie să iau de la zero, să învăț fiecare pas pe care trebuie să-l facă. Eu știu că la început este foarte complicat, mai ales când intrăm în această lume și tocmai din această cauză avem nevoie și de o cantitate de timp mai îndelugant, astfel încât să creăm obiceiuri. Sunt oameni cu care stau 40 de ore. 40 de ore este o perioadă destul de îndelungată de timp, dar este necesară pentru o persoană care pornește de la zero. Tocmai din această cauză, eu întotdeauna spun, în momentul în care vrei să te apuci de această lume investițională, ia în calcul și timpul pe care vrei să-l investești în această lume investițională. Pentru că se poate să intri în această lume investițională investind două minute pe lună. Dar nu mai deții tu controlul Deține altcineva controlul Și în același timp se poate să intri în această lume investițională Investind 20 de ore Astfel încât tu să ajungi la nivelul în care Să poți să gestionezi portofoliile investiționale Să ai deja niște cunoștințe și abilități Și să împrumuți din abilitățile mele și din experiența mea da? Deci lucrurile se pot întâmpla și peste noapte Doar că nu întotdeauna Acum, eu de ce îți povestesc toate aceste lucruri? Pentru că vreau să înțelegi că lucrurile nu ar trebui să se întâmple peste noapte. Lucrurile ar trebui să se întâmple în timp. Și eu am avut eșecuri în trecut, și eu am avut investiții nereușite, astfel încât să ajung astăzi în punctul în care să nu mai am parte de astfel de eșecuri. Scopul este astăzi să gestionez atât portofoliile mele foarte bine și corect, dar să-i ajut și pe oamenii din jurul meu să facă același lucru. Eu ți-am expus astăzi această călătoria mea, în speranța că te va ajuta și pe tine să începi o călătorie asemănătoare, dar fără greșelile pe care le-am făcut eu. Și în cazul în care ți-a plăcut povestea de astăzi, te rog, spune-mi în zona de comentarii. Cristin, mi-a plăcut povestea, poate aș putea să fac în viitor povești mai detaliate despre experiențele mele. Și în cazul în care ți-a plăcut, apasă și butonul de like și am calcul să te abonezi la canal, bineînțeles apăsând și clopoțelul ca să fii notificat de fiecare dată când fac un nou upload. Chiar dacă sunt consultant financiar și investitor acreditat de statul român, informațiile prezentate în acest video nu reprezintă sfat investițional personalizat pentru tine. Nu reprezintă sfat pentru plata taxelor și impozitelor și nu reprezintă sfat investițional adaptat nevoilor tale personale. Acest video prezintă perspective generale, informații și comentarii. Orice tip de active prezentat în acest video nu ar trebui considerat ca recomandare venită din partea mea. Acest video nu este și nu ar trebui să fie considerat niciodată ca fiind suficient pentru ca tu să iei o decizie investițională. În același timp este posibil să deții un portofoliu personal o parte sau toate activele prezentate în acest video. Și nu înseamnă că și tu ar trebui să deții aceste active.